Cred că, fiind o zi de sărbătoare, ieri oamenii au fost până târziu la sărbătorit. Au avut o seară lungă și, cu siguranță, astăzi este un pic mai greu să se mobilizeze, dar este foarte bine că suntem aici astăzi. E un eveniment, cu siguranță, pentru că, dincolo de momentul martie, care deschiderea către noile coordonate ale anului, înseamnă întâi și întâi evenimentul floral. Cele patru doamne de față astăzi au gândit un complex floral în expoziție și iată ca o deschidere a primăverii, ca o deschidere a anului în sine, pentru că, în fapt, în antichitate, anul începea la începutul primăverii, așa cum și este logic. Iată, doamnele au hotărât astăzi să ne umple sufletul de bucurie. În ordine alfabetică, în ordinea dispunerii, doamna Florina Băcilă-Ghiloagă, Adel Panencea, Sfântă Nichita și doamna Delia Crișan. Dacă am reușit să-mi spuneți, eu spun că nu vorbim despre o parte a art group constituit și de-a lungul timpului aflat sub îndrumarea maestrului Grigore Muntean, de față aici încă o dată. Iată, o ștafetă, spunem noi, de-a lungul timpului, pentru ceea ce înseamnă forța creativă a artei medicine. Înseamnă, de fapt, un parcurs, spuneam, pentru ultimii ani și, cu siguranță, certe valori ale artei medeșene, pentru că, dacă acum 5-6 ani spuneam, da, în atelierul, în laboratorul maestrului Grigore Muntean se pregătesc speranțe, astăzi deja vorbim de valori bine așezate. Mi-aduc aminte că, în aceeași formulă, dacă nu mă înșel, cu micile reașezări, în anul 2008 ați avut o altă expoziție, 2008 sau 2009, la Biblioteca Municipală și, sigur, de ani buni, în aceeași galerie a Casei Schuller, știu că aveți expozițiile, participați la expozițiile de grup. Asta înseamnă că deja aveți un CV, deja înseamnă că aveți o traiectorie bine așezată și nu mă îndoiesc că, iată, această structură ramificată, să spunem, pe care, din conceptul inițial a Art Group, vă ramificați, asta înseamnă că, la rândul vă, în continuare, veți putea oferi celorlalți în viitor ceea ce voi ați acumulat și ceea ce ne oferiți astăzi cu multă generozitate pe sine. Aș vrea să vorbesc despre fiecare mod de a trata, despre fiecare dintre artistele de față, ci în ordinea alfabetică, să nu se supere nimeni. Florina Băcilă, mă uitam zilele trecute la modul de abordare și, deși absolut în glumă discutam că este într-o perioadă solară, într-o perioadă foarte explozivă, să spunem, a culorilor roșii, este o tratare a contrastelor între alb și roșu, între negru și roșu, acele griuri, dacă vreți, de roșu pe care în această expoziție a încercat să le expune, să le experimenteze și mai ales să încerce să le desăvârșească în lucrările sale. Există și un experiment de griuri de bleu, griuri de albastru, dar poate lucrarea cea mai de forță pe care o expune astăzi este această lucrare. Eu am spus un macmo, deși nu știu sigur dacă este macmo, dar dincolo de standardele de abordare ale desenului, ale picturii, reușește un experiment cromatic
pe care un artist spune de regulă că l-a pleznit, nu? De obicei nu spune un artist că l-a muncit foarte mult, că, că l-a elaborat anișir, ci spune că a avut acea clipă de inspirație, acel moment magic pe care un artist, dacă nu l-are, nu este artist. Vă invit să observați în traiectul acestor lucrări o trecere ușoară către o formă mai nervoasă de lucru, adică mai puțin studiată în ceea ce înseamnă detaliul. Este o trecere la un alt tip de abordare, poate mai, eu știu, mai cerebral, mai aplicată către elementele de cromatică decât spre reprezentarea ca atare a realizării. Cea de-a doua artistă, iarăși vă spun în ordine alfabetică, doamna Delia Crișan, are tot un număr de 8 lucrări, la fel ca Florina Văcilă. E vorba de două moduri de abordare, două tehnici, și ulei și grafică. În cazul Florinei erau doar lucrări de ulei. În cazul Deliei Crișan observăm două registre majore în ceea ce înseamnă tehnica. Și astăzi ne oferă, din cele 8 lucrări, sunt 3 lucrări lucrate în ulei, unul de factură modernistă, și acela este unul lucrat mai rapid, mai la inspirație, să spunem. Iar celelalte două lucrări arată o artă a detaliului, o grijă deosebită pentru ceea ce reprezintă. Spuneam că sunt niște piese în partea dreaptă. Ne? Sunt niște lucrări care se pretează foarte bine la cărți poștale ilustrate și este destul de delicată reprezentarea, așa după cum puteți vedea, o destul de bună echilibrare, mai ales că nu întotdeauna culorile în sine sunt compatibile. Delia Crișan reușește cu bine să reușește să așeze această, să armonizeze aceste culori. Pe de altă parte, este interesant de văzut și tipul de grafică pe care îl abordează. Este un mod de o încercare de lucru cu laviuri, cu tușuri diluate, ceea ce, sigur, dacă nu este foarte bine controlat, are și riscul de a scăpa sub control. În cazul lucrărilor de față, iată o lucrare avem și aici, în cazul lucrărilor de față este un bun control asupra spațiului, asupra plasării în pagină și asupra echilibrului plastic. Tudor Nichita, din câte cunosc eu, a rămas constantă în ceea ce înseamnă o abordare a dantelăriei, a detaliului în sine și chiar puteți observa că, deși sunt contraste uneori majore în interiorul lucrării, ceea ce este foarte greu de compatibilizat, reușește cu bine un echilibru în interior. Iar acel mac în partea dreaptă este dublat ca o trecere delicată către fundal, este dublat de o dantelărie abia vizibilă cumva într-un plan secundar și care de fapt face întreg farmecul, dă întreaga magie a lucrării. La fel, o cromatică destul de bine aleasă, destul de complexă, dacă nu este armonizată. Și iarăși pot să spun că și în acest caz se vede în ceea ce lucrează, în cele 4 lucrări ale sale, se vede în egală măsură și partea de măestrie și de concept artistic. Adică se observă și faptul că de-a lungul timpului s-a antrenat cu această artă a detaliului, dar în egală măsură, sclipirea artistică o are în adânc.
Este o abordare la fel pe două tehnici. Sunt două lucrări de culori, cu culori de apă. De fapt, un pastel, dacă nu mă înșel, în sala a doua. Acoarele? Așa. Bun. În sala a doua mai există o lucrare. Deci sunt două lucrări pe apă și două lucrări de ulei. Pot să spun că acest tip de lucrări se pregătează foarte bine, datorită acestei migale deosebite, se pregătează pe spații mici, nici într-un caz o lucrare în care este o abundență de detalii, nu s-ar putea, sau nu ar fi la fel de elegantă, dar avea aceeași imagine de bijuterie, dacă ar fi abordată pe spații mari. În ceea ce înseamnă cromatica, așa cum spuneam mai devreme, cel puțin în lucrările de ulei se simte o exuberanță, să spunem, cromatică prin aceste contraste pe care le puteți observa, la fel elemente de cromatică solară. Adică sunt centrate, în general, într-un fundal care dau acea aură de lumină, acel element de halo. Nu în cele din urmă, Adel Valencian, cred că are și ea o traiectorie destul de constantă în art group. În expoziția de față, lucrările ei sunt sub aspectul abordării tehnicii și tematicii, sunt poate cu cea mai largă. Cele mai variate, pentru că ea astăzi ne oferă atât elemente de grafică, cât și lucrări în ulei și culori de apă. Poate de aceea nu pot vorbi foarte compact despre ceea ce lucrează, dar abordat pe detalii. Este interesant de observat că în ultima perioadă încearcă o incursiune în arta asiatică și atât prin subiect cât și prin tehnică, adică acele formule, spuneam, de abordare plastică asiatică în care culorile sunt mult mai pastelate, mult mai diluate, sunt abia perceptibile, în care esența este dată nu de pregnanța culorii, ci mai degrabă de controlul pe un spațiu mic a unor detalii, este destul de interesant. Cred că, așa ca o perspectivă de viitor, cred că ar putea să facă chiar un experiment de lungă durată în ceea ce înseamnă abordarea artei asiatice, care este destul de puțin, eu știu, experimentată în spațiul nostru. Mă gândesc la stampele care, la începutul de secol 20, au constituit o adevărată sursă de inspirație pentru lumea artei europene. În egală măsură, tehnicile, dar și subiectele acelui spațiu sunt foarte generoase și pot oferi pentru noi un univers cu totul și cu totul nou de explorat. Dincolo de cele două lucrări, există și una din ele este abordată ca pictură pe sticlă. Și sigur că, deși e prima lucrare pe care o văd de genul ăsta, este tot inspirată din arta asiatică, o cromatică adaptată lumii indiene, a spațiului Orientului îndepărtat, dar revenind în spațiul nostru, cred că este important de consemnat și o altă lucrare care se integrează perfect, spuneam, în ceea ce înseamnă acest curent modernist al nostru, în care astăzi tinerii artiști se lansează și îl abordează. Este vorba de această combinație imagine-text, este o lucrare pe care o avem chiar aici, în prima sală, cu o cromatică destul de bine integrată și destul de, eu știu, circulară, așa ca și percepție. O să observați și la Adel Valencian o delicatețe în ceea ce înseamnă abordarea florilor, o
răbdare deosebită pentru transpunerea lor și nu transpunere, să spunem, fotografică, ci o transpunere trecută și în cazul ei, ca și în celorlalte artiste, trecută printr-un filtru propriu și îmbogățită, să spunem, de propria sa imaginație și cu propriul său. Cred că trebuie din nou să mă întorc la maestrul Gheorghe Muntean, care, sigur, dincolo de partea de tehnică, dincolo de partea de insuflare a ceea ce înseamnă spiritul artistic, a reușit să păstreze cu destulă înțelepciune acea latură în care artiștii să se poată manifesta individual, fără a-și impune un stil personal asupra artiștilor. Tocmai de aceea, stilurile pe care le vedeți a fiecăruia dintre cele patru artiste aici de față, este un stil individual. Mărturisesc că zilele trecute, atunci când am anotat lucrările, mi-am pus etichete pe lucrări ca nu cumva să fac o confuzie între numele autorilor. Însă, vă spun cu multă sinceritate, după ce am văzut, după ce m-am familiarizat și în anii trecuți, dar și acum cu aceste lucrări, vă mărturisesc că aș putea să spun din lucrările de față, fără nicio etichetă, ale cui sunt. Asta înseamnă că aveți deja un stil personal, asta înseamnă că aveți o traiectorie deja bine așezată și cu siguranță anul viitor veți putea face, sau anii viitor, veți putea face o expoziție personală în așa fel încât să aveți încă o treaptă, încă un pas în față pentru ceea ce înseamnă consolidarea personalității plastice. Am vorbit deja mult prea mult. E un păcat al meu, ce se fac. Asta nu încerc să compensez ceea ce ar trebui să spună artiștii. Dar trebuie să vă spun că am fost foarte plăcut impresionat de ceea ce am văzut și am sentimentul că Mediașul poate avea un brand și prin artiști, dincolo de ceea ce ar trebui administrația noastră să consolideze în ceea ce înseamnă perspectiva unei imagini bune. Iată, investind în artiști, nu numai suflet, ci și speranță, ci chiar mai mult, am convingerea că administrația ar putea să câștige foarte mult. Cine știe, poate este o idee pentru viitor. Eu vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți zi cu zi, ceea ce faceți pentru spiritul comunității noastre și încă o dată să vă transmit la mulți ani și să vă mulțumesc pentru că oferiți de celorlalți ceea ce îmi primiți în fiecare zi. De obicei trebuie să se sacrifice și artiștii să spună câteva cuvinte. Cred că toată lumea nu avem de spus. Mai bine lăsăm lucrările să spună și mine să bucură de ele. Și poate că e modul nostru de a transmite tuturor celor de aici și din comunitatea noastră o primăvară frumoasă, având în vedere că avem flori în mare majoritate. Și aș vrea să vă mulțumim dumneavoastră pentru oportunitatea pe care o avem de expune și bineînțeles domnului profesor care ne primește de fiecare dată și ne îndrumă. Sper că în sufletul fiecărui om există o parte care apreciază frumosul în orice formă. Și se manifestă acest frumos din nou în orice formă. Pentru unii apreciază un tablou, alții apreciază o rugăminte. Noi încercăm să facem puțin mai mult decât să apreciem frumosul, încercăm să cred. Dacă considerați că am ajuns să și cred ceva frumos și apreciați aceste tablouri noastre, atunci nu putem decât să ne întoarcem.
Mulțumim încă o dată pentru oportunitatea.